Pentru ce am în viață le voi mulțumi mereu, măicuței mele și tatălui meu. Dacă ar trebui mi-aș da zilele pentru ei, mai rar părinți cum sunt ai mei. Cât inima îmi bate voi fi recunoscător, îmi voi iubi părinții, voi avea grijă lor. Dacă ar fi nevoie din zilele mele, aș da pentru tatăl meu și mama mea. Mamă, nimeni nu te va înlocui vreodată, n-are cine lume nici pe tine, tată. Voi sunteți ochii mei, părinții mei. Tată, am cel mai bun tată și o mamă minunată, și nu am ieșit din vorba lor vreodată. Voi sunteți ochii mei, părinții mei. Fac orice pentru părinții mei. Când ești copil nu poți să faci nimic fără ei, în orice ai nevoie de părinții tăi. Când te lovești sau ai nevoie de ceva, îl strigi pe tatăl tău sau mama ta. Timpul trece, vine rândul copiilor să aibă și ei grijă de părinții lor. Oricât s-ar schimba lumea, vine acea zi când părinții au nevoie de copii. Mamă, nimeni nu te va înlocui vreodată. Salutare, prieteni! În această zi minunată, echipa Florării Ali se află în localitatea Bogonos. De această dată mergem către doamna Elena să felicităm cu împlinirea frumoasei vârste și să-i rămâi sincer și călduros. La mulți ani, surpriza este pusă la cale din partea celor dragi care o iubesc enorm, enorm de mult. Mergem spre ea! Mulțumim! Așa! Bună ziua! Sunt de la Florăria Ale din Roman și am o surpriză aici. O surpriză cu multe daruri frumoase pentru dumneavoastră, doamna Elena. Pentru că știu că astăzi sunteți sărbătorit, așa este? Da. Așa este, la mulți ani! Mulțumesc. Multă, multă sănătate, fericire, împliniri sufletești, dar și mult respect din partea celor dragi care vă iubesc enorm de mult. Astăzi, cum sunteți sărbătorită, în spatele acestor trandafiri minunați, aveți multe realizări frumoase, de o familie frumoasă, de o familie fericită, împlinită, și care aveți mulți copii care vă iubesc enorm, enorm de mult. Vreau de acum încolo să vă puneți și mai multe dorințe, și mai multe dorințe în care sigur copiii noastre o să vă ajute să se îndeplinească. Am să las un picuț aici, dacă nu vă supărați, încep. Am aici pentru dumneavoastră un chestel minunat de floricele. Mulțumesc. Pentru că cei dragi mi-au dorit să vă transmită toată acești trandafiroși care să vă transmită toată dragostea lor, toată gingășia lor și toată frumusețea care o au pentru dumneavoastră. Am aici pentru dumneavoastră niște baloane pentru copilașii ăștia mici. Ia, ține de aici. I-ai spus lui mama e la mulți ani, ia de aici un balon. Nu vrei balonaș? Nu? Te dăm, vrei să iei tu de aici? Ia, ține de aici, așa, baloanele astea frumoase. A, așa. Sunt multe baloane, să le despaceți, să vă jucați cu ele. Și aici, cu masa de sărbătoare, nu trebuie să treacă fără un tortuleț, l-am adus și pe acesta.
ca să vă arate și să arătați la toată lumea că viața este frumoasă și dulce și în continuare. Și când veți sucla lumânările de pe aceste lumânări, să vă puneți lumânări și să le puneți o dorință. O dorință în care să aibă multe, multe realizări frumoase. Am să las și aici tortulețul pe masă și mai am aici și o sticlă de vin pentru dumneavoastră, am să vă mânt dumneavoastră, pentru că să aveți astăzi grijă mai mult ca oricând de scumpă și cea mai deosebită persoană și să o serviți ca pe o regină. Dar iată că după ce v-am înumărat toate darurile acestea frumoase, o să vă pun o întrebare. Cum credeți? Cine ne-a trimis la dumneavoastră? Nu știți? Nu? Dar nu aveți copii, nu aveți oameni care vă iubesc? Ia că cineva foarte drag astăzi nu reușește să vă pășească pragul. Și prin intermediul nostru sper că a reușit să vină lângă sufletul, lângă dumneavoastră, lângă inima dumneavoastră. Și anume pentru cea mai scumpă și gingașă femeie. Și anume mama. Căci cândva le-ați oferit totul copiilor dumneavoastră. Toată dragostea, gingășia, dar și până la ultima bucățică pentru ei, ca să crească mari și frumoși. Le-ați dat aripi să zboare. Într-adevăr, au zburat departe, însă să știți că sunteți în inima și în sufletul lor. La fel, cei dragi mi-au dat și un mesaj de felicitare, cu multe cuvinte frumoase, de la mulți ani, dar și de mulțumire către dumneavoastră. Și dacă se poate să-i dau citirea acestui mesaj, scumpă mămică, vrem să zicem un sincer la mulți ani. Îți dorim tot binele din lume, dar cel mai presus este sănătatea, dar și fericirea. Visele să-ți se îndeplinească. Chiar dacă suntem departe, ne gândim mereu la tine. Și chiar dacă nu zicem destul de des, să știi că te iubim, dar și să știi că ești în gândul și în inima noastră. Și mereu ne gândim la tine. Te iubim, scumpa noastră, cu mare drag din partea copiilor tăi, Marcel și Floarea, care astăzi, cum am și spus, nu vă pășesc pragul, nu vă strâng în brațe, însă să știți că sunteți în inima lor și veți fi acolo mult, mult timp de acum încolo. Așa că o viață întreagă n-o să le ajungă să vă mulțumească pentru tot, pentru dragostea oferită, pentru grija, dar și nopțile nedormite, pentru ceaiul care l-ați adus la pat atunci când s-au simțit rău sau când aveau nevoie de un sfat sau de o faptă bună. Ați fost acolo lângă ei și i-ați ajutat și le-ați oferit totul ce a fost mai bun. Așa că sunt cu plecăciune față de dumneavoastră, de o mamă care are mulți copii, mulți copii frumoși și de acum încolo trebuie să vă bucurați, să vă bucurați de toți copiii, de toate realizările lor, dar și de nepoți, că sunt cei mai gingași, dar și cei mai frumoși. La mulți ani fericiți! Am să las și mesajul acesta, să-l știți ori de câte ori veți dori să fiți alături de ei cu sufletul. Dacă doriți să le transmiteți un mesaj... Le doresc multă sănătate și toată fericirea din lume. Mulțumim! Mulțumim! Înțelegere! Asta, că asta este cel mai presus, sănătate și înțelegere. Îi spui acolo lui mama aia la mulți ani? Ia zi la mulți ani! Haide, nu vrei? Și acum, dacă se poate cu toții, o poză. Da? Haideți, dumneavoastră!